dacă stăm bine și analizăm, vom conștientiza un fapt deloc liniștitor. Eu cred că specia umană în aceste momente se află poate la cea mai mare răscruce, la cea mai mare, dacă vreți, provocare care poate să determine existența ei în continuare ca ființă rațională și inteligentă sau dispariția ei. În ultimul timp s-a auzit foarte des despre anumite prevederi ale Codex Alimentarius care ar urma să intre și în țara noastră începând cu 31 decembrie 2009. Prevederi care ne pot afecta într-un mod iremediabil sănătatea și viața și care ne îngrădesc libertatea pe care însuși Bunul Dumnezeu ne-o respectă. Despre ce este vorba? Despre eliminarea suplimentelor alimentare, care vor deveni medicamente și vor putea fi comercializate numai pe rețetă, despre interzicerea terapiilor alternative în favoarea medicinii alopate și, cel mai grav, despre promovarea alimentelor modificate genetic. Se pare că o influență mai mare asupra Codex Alimentarius în aceste recomandări o au și, dacă vreți, alți generatori, să spunem așa, de sănătate. Și mă refer aici la industria chimico-farmaceutică, care, în mod direct, nu ar trebui să aibă vreo influență, cumva, asupra recomandărilor Codex Alimentarius. Numai că, în ultimul timp, se observă o acutizare, dar în subsol, dacă vreți, a luptei între alimentele sănătoase, între alimentele funcționale, între suplimentele alimentare, spre exemplu vitamine alimentare, și contrapartidele lor de sinteză. Adunarea Generală a Națiunilor Unite, la care am aderat și noi, și 176 de țări, au emis Declarația Universală a Drepturilor Omului. Articolul 25.1. Oricine are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea lui, acesta este punctul de plecare, hrana, îngrijirea medicală, serviciile sociale și așa mai departe.